Nu am să candidez decât dacă o să am și sprijin din partea Biroului Național și a Secretariatului General. Mai durează o săptămână până ne lămurim. Mm-hmm. Și atunci voi lua o decizie. Asta este și definiția unui bun creștin. Iubirea de aproape nu este condiționată. Chiar familia mea, părinții mei sunt penticostali, fiica mea a declarat că face parte din această comunitate. Sunt 100% pentru parteneriatul civil. Eu v-am spus că aveam o sensibilitate cu cuvântul căsătorie. Asta este secretul unui politician, pentru că ar trebui să îi reprezint pe toți.